Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, reunit în ședință extraordinară, a hotărât luni prelungirea cu 14 zile a restricțiilor din scenariul galben pentru municipiul Suceava, localitate în care incidența oficială a cazurilor de coronavirus este de 2,06 la 1000 de locuitori. Restricțiile sunt valabile până la 22 martie și în această perioadă activitatea cu publicul în interior se poate desfășura cu până la cel mult 30% din capacitate. Cu 14 zile au fost prelungite și restricțiile din scenariul galben pentru comuna Moara. Pe de altă parte, Prefectura Suceava a anunțat că în ziua precedentă în județul Suceava au fost testate 1129 de persoane, dintre care 119 au primit rezultate pozitive la testul COVID-19. Incidența oficială la nivelul județului era marți de 1,11 la 1000. 5 localități din județul Suceava înregistrau în cursul zilei de marți incidențe mai mari de 3 la 1000. Este vorba despre municipiul Vatra Dornei și comunele Poiana Stampei, Cârlibaba, Dorna Arin și Drăgoiești. Alte 13 localități se află în zona galbenă cu incidențe de 1,5 și 3 la 1000. Numărul persoanelor internate în spitalele publice din județul Suceava cu diagnostic COVID-19 a scăzut la 300, iar alte 67 de persoane sunt internate în zonele tampon cu suspiciune de coronavirus. La secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Suceava sunt 12 pacienți cu forme grave, dintre care 5 sunt ventilați non-invaziv și 4 sunt intubați ventilați invaziv. În spitalele din județ sunt disponibile 126 de locuri libere COVID și 103 locuri pentru zona tampon.